Locuitorii din cartierul Brestei se plâng în special de starea străzilor, de lipsa canalizării și de siguranța locuitorilor. În primul rând canalizare și în al doilea rând străzile, că lasă de dorit. Pe ce stradă locuiești dumneavoastră? Pe poligonului. Și a fost asfaltată recent, nu? Nu? Niciodată. Este o stradă privată pe care am dat-o la primărie. Conducta de apă o avem noi băgată particular, că nu ni s-a băgat conductă de apă și lasă de dorit. Să termine strada asta, că e începută de un an ceva. Ne-a mâncat de când ne chinuie aici așa. Plus că străzile alante, canalizări peste tot nu sunt. Multe nu sunt. Pentru asfaltare, pentru îmbunătățirea străzilor cu apă curentă, cu tot ce este necesar, curent legal, să fie stâlp iluminat pentru toate cartierele, nu pentru noi, pentru Eliza Oprean și aleile cele periferice, pentru întunecat, vine vagabond, sunt prea mulți. Ne este frică, avem copii mici venind de la servicii, ne este frică foarte mult că ni se dă în cap. Ce vă doriți pentru cartierul dumneavoastră? Mai multă curățenie, mai multă ordine și cam atât deocamdată. Locuitorii din Brestei își vor putea spune ofurile în fața autorităților pe 29 octombrie, când la Facultatea de Educație Fizică și Sport are loc Fi Vocea Cartierului Tău, un proiect organizat de Gazeta de Sud în parteneriat cu Primăria Craiova.